sincer să fiu, îmi pare rău că v-am lăsat pe mulți la greu, mulți v-ați culcat flămânzi, pentru că în ultima lună n-am mai postat deloc și n-ați avut la ce să vă uitați în timp ce înfulecați, așa că de supărare v-ați culcat pe stomacul gol. Vă înțeleg complet. Hoții și țeparii s-au perindat pe internet nestingheriți pentru că Sherlock Holmes contemporan, justițiarul Batman al YouTube-ului românesc, n-a fost prezent la datorie. Ați crezut că v-am abandonat ca pe niște muci întinși sub scaun. Dar nu e adevărat, pentru că de fapt am fost ocupat cu studiile în acest timp. Am absolvit Academia de Vlogging Andrei Șelaru și o să fârfui diploma asta prin fața tuturor care îmi contestă de azi înainte abilitățile și capacitățile mele de creator de conținut. De azi încolo o să ne măsurăm inteligența youtuberească printr-un simplu test. Ai diplomă de absolvent ca a mea? Dacă nu, atunci ești prost și ai pierdut argumentul, iar eu am dreptate. Simplu! Până atunci să o luăm cu începutul. Acum 2 anotimpuri am anunțat seria Cursuri, care s-a concretizat abia prin decembrie anul trecut. Între timp, lumea uitase de anunțul făcut și își vedea de ale ei, însă cineva nu a uitat că am anunțat seria asta, și anume Selly. Sau, cum îmi place mie să-i zic, fostul prezentator al unei emisiuni de mică audiență de pe Prima TV, care pe la sfârșitul lunii noiembrie m-a întrebat ce se mai aude despre serie și că ar fi curios să-mi audă feedback-ul despre Academia lui de Vlogging. Bă, aș vrea să văd ce s-a întâmplat aici. Așa că a sosit vremea să văd care e treaba și cu cursul lui în acest episod 3. Din start, nici nu se pune problema să fie țeapă. Și dacă scormoniți prin ce v-am zis în anii ăștia, o să vă amintiți că am tot zis idei în jurul premizei, că e bine să investești în tine și în viitorul tău, să cumperi cărți și cursuri în domeniul în care vrei să activezi, ca să pleci cu niște avantaje, ori să adaugi mai multe în bagajul de cunoștințe pe care le ai. Problema este alta. Merită să cumperi cursul lui Selly. Îți oferă oare informații esențiale? Îți dă sfaturi concrete care odată aplicate îți cresc șansele de reușită și te îmbunătățesc substanțial pe tine ca youtuber? Merită banii ăștia? Sau Selly trebuie să ardă în iad pentru că cere 200 de lei pentru un curs care durează 8 ore și nu e bun de nimic? Eu sunt aici să deslușesc misterul, pentru că în ultima lună am fost la cursurile Academiei de Vlogging Virtuale Andrei Șelaru. Pe site-ul cursului găsim 2 planuri reduse la preț, că e de un an pe piață cursul și nu prea cred că s-a îngrămădit atât de multă lume să-l cumpere, cum probabil preconizau și el și echipa. Planul standard costă în prezent 149 de lei și este descris să avea 31 de cursuri video în care afli tot ce trebuie să știi pentru a începe un canal de YouTube de succes și durează 6 ore jumate, în timp ce planul business costă 199 de lei și are tot ce cuprinde planul standard plus 6 cursuri bonus care te transformă într-un expert al online și durează cu o oră jumate mai mult, 8 ore. Evident, al doilea plan m-a atins mai tare la suflet și vrând să devin un expert al online-ului, cu tot cu diplomă, l-am ales pe acesta și l-am văzut și revăzut ca să îmi fie treaba mai clară. Înainte să trecem la cursul propriu-zis, vreau să vă citesc un testimonial care m-a amuzat, că pe site găsim și recenzii ale cursului, din partea câtorva prieteni de ai lui Selly, că dacă nu de la ei, atunci de la cine? Vlam Înteanu, sunt fascinat de cât de stufos este acest curs. Ai parte de absolut orice. Cu siguranță toate cunoștințele acumulate în toți acești ani le puteți învăța în câteva zile, ceea ce este înspăimântător. Poate peste câțiva ani vei fi în topul vloggerilor datorită acestui curs, dar succesul nu e garantat dacă doar cumperi acest curs. Trebuie să-ți dorești cu adevărat să muncești și să-ți placă această idee de creare de conținut. Vă urez mult succes! Deci, din câte zice Vlam Înteanu, este un curs stufos, de-a dreptul înspăimântător. Nu știu de ce, dar pe mine mă amuză prea tare testimonialul ăsta lăsat pentru cursul înspăimântător. Pentru că nu-l vedeam pe Vlam Înteanu să folosească cuvântul stufos descriind un curs. Mai degrabă mă așteptam să facă un follow-up la clipul despre lămbuită, în care se-și descrie părul de jos drept a fi stufos. Nu se descrie cursul ăsta drept a fi așa. Bine, plecând de la premiza că a scris el recenzia asta despre curs și nu cineva din echipa lui Selly. Acum să trecem peste această mică recenzie. Site-ul este curat, uneori mai dă rateuri playerul, alteori este enervant că se derulează cursurile în funcție de cum miști cursorul de la mouse pe ecran, deși tu nu selectezi și nu ai intenția de a derula. Însă, dacă treci peste aceste mici inconveniente, totul este ok. Chiar îmi place cum e structurat, iar partea mea preferată este secțiunea de comentarii de la fiecare curs, plină de oameni care își fac promovare canalelor de YouTube.
Poate asta au înțeles ei din curs, cine știe. Găsim 6 capitole în primul plan, în cel standard, vlogger ziua 1, producție video, cum funcționează YouTube, primele 90 de zile ca vlogger, cum să faci bani în industria asta și construirea unei cariere solide. Că despre planul business conține 3 capitole bonus, momente cheie, cum să te menții în top și de aici înainte totul e posibil. Planul standard, vlogger ziua 1, introducere. Introducerea e basic ca orice introducere, niște firmituri aruncate așa ca să fie. Mereu am urât introducerile în astfel de materiale, măcar e și parțial hazlie, dar neintenționat. Vorbește despre toți șarlatanii ăștia care ne apar prin feed-urile de pe social media, că pompează bani în reclame și se dau experți, vrând să-ți vândă cursuri în cine știe ce domenii, ei fiind ceva ce eu, badmanul YouTube-ului românesc, îi numesc kiosakiști. Și fac bani fix din vânzările cursurilor, vânzând în mare parte gogoși virtuale, ei neavând vreun rezultat solid și real în domeniu. Mereu când îi vezi prin mediul online, îți vine în gând vorba aia. Cine-s mă terminați ăștia? Acum partea hazlie e că pe birou, în stânga lui Shelly, vedem blurat celularul Huawei și primește o notificare pe el în timp ce Shelly își ține discursul. Duce mânuța pe el și trage de butonul de silent mode ca să nu mai fie perturbat în cursul lui. Mi se pare hazliu. Nu mă deranjează, dar nici nu dă bine pe cameră să blurăm obiecte din cadru, să primim notificări, în timp ce noi vrem să dăm bine pe cameră și să părem profesioniști, încercând să învățăm și pe alții cum să fie la rândul lor mai profesioniști. Deci, lecția 1 din partea mea gratuită, dă-ți celularul de la început pe silențios și scoate-l din cadru, ori refilmează dacă e cazul, în caz că vrei să scoți un produs de așteptări mari. Plus, mi se mai pare hazliu că vorbește în două lavaliere de pe haină, câte una pentru fiecare ureche bănuiesc și poate și microfonul din față, asta dacă nu mai e vreun microfon shotgun îndreptat spre el. Așa, just in case, să fie decât să nu fie. Cum să-ți ratezi cariera? E simplu să-ți ratezi cariera, pe principiul mâncatului de elefant, știți cum se clădește faima. Cărămidă cu cărămidă. Apoi, ca să comprim ce zice el cu cuvintele mele și să nu stăm prea mult pe subiect, că nu e atât de relevant între capitolul ăsta, vlogger ziua 1, clipul se învârte pe ideea că nu e bine să-ți dovândești faima peste noapte, că hitul ăla care te-ar putea face cunoscut, s-ar putea să te facă de fapt un one-hit wonder, iar după să cazi în obscuritatea irelevanței. Deci, ne întoarcem la ideea de la început, clădiți imperiul faimii virtuale, cărămidă cu... Cărămidă, cărămidă. E distractiv. Și sunt de acord cu asta. În schimb, nu sunt de acord cu ideea următoare, care mi se pare de-a dreptul deplasată, greșită complet. Apreciez foarte mult, mă apreciez pe mine din trecut pentru că m-a dus capul să mă apuc de vlogging la o vârstă foarte fragedă și asta vă recomand. Nu contează, puteți să aveți 5 ani, 6 ani, 4 ani. Dacă vă place chestia asta, faceți-o. Dacă vă place chestia asta, într-o zi o să faceți carieră din asta. Am văzut atâția copii care își imitau vloggerii preferați făcând același tip de conținut și greșit e puțin spus ce se întâmplă pe platformă. Gloata de vlogger de duzină face am lampe dezbrăcate, Fortnite pe dezbrăcate, provocări nebune și lista continuă de ani de zile la rând, lucru care lasă o amprentă imensă pe platformă. Iar copiii ce fac? Îi imită, iar aici este problema, dezbrăcându-se și în fața camerei, înghițind scorțișoară și necându-se și vomitând, iar ăsta e doar the tip of the iceberg. Când începi să mai crești, să te dezvolți, să te descoperi pe tine, să conștientizezi anumite lucruri, atunci e perioada potrivită să te apuci de conținut. Nu când ai 4, 5, 6 ani și de-abia înveți să nu mergi pe degete și să-ți scoți jegulețul de sub unghii cu scobitorile, crezând că ăsta e scopul lor. Dacă te apuci la o vârstă fragedă, asta nu înseamnă automat că o să ai mai mult timp în care să construiești imperiul faimii virtuale, adunând mai multe cărămizi. Dimpotrivă, nu știi ce faci, iar printre urmăritorii tăi vor fi și oameni care nu-ți vor neapărat binele și te pot influența să faci chestii care nu ar trebui făcute și care te-ar putea afecta prin multe alte lucruri. La vârsta aia, penultimul lucru pe care ar trebui să-l facă un copil este să petreacă timp pe social media, pentru că ultimul ar fi să creeze conținut pentru social media. Vlogger bun versus vlogger prost. Diferența dintre un vlogger bun și un vlogger prost este că vloggerul bun își cunoaște audiența, îi livrează ce vrea, e constant și știe să găsească echilibru între ce îi place lui și ce le place oamenilor să vadă și mai ales să nu se prostitueze. E un echilibru pe care trebuie să-l menții aici, între ce îți place ție să faci și ce vor oamenii să vadă. Aici trebuie să spui tu niște bariere foarte clare, acum nu trebuie să te prostituezi pentru vizualizări. Iar 30 de secunde mai târziu, nu știu cum, dar reușește să contrazică ce a zis anterior, zicând că de fapt tu trebuie să faci conținut care să-i placă audienței tale, fie că îți place ție sau nu.
tu, ca vlogger bun, trebuie să fii conștient că scopul tău e să atragi audiență și trebuie să faci conținut care să placă audienței, indiferent dacă ție îți place sau nu. Păi, ori trebuie să fie echilibru și să postăm ce ne place nouă și ce le place totodată oamenilor să vadă, ori trebuie să postăm ce vrea audiența, fie că ne place nouă sau nu. Bănuiesc că rămâne un mister. E un echilibru pe care trebuie să-l menții aici, între ce îți place ție să faci și ce vor oamenii să vadă. Tu, ca vlogger bun, trebuie să fii conștient că scopul tău e să atragi audiență și trebuie să faci conținut care să placă audienței, indiferent dacă ție îți place sau nu. Gândește ca un vlogger. Din cele 2 minute și ceva cât durează acest videoclip, ideea principală e că fiecare clip de-al tău trebuie să aibă un titlu scurt și citeț și o miniatură cât mai atrăgătoare, din cauza că oamenii au atenția din ce în ce mai redusă, ceea ce e un mit, din câte știu eu. Deși la bază ideea răsuflată de Selly și de mulți alții e bună, e cam în sens. În schimb, cu ce ar trebui să rămâneți de aici și să vă faceți un script, ori să vă notați cel puțin ideile principale. Cele mai bune vloguri se construiesc aici, într-un Google Docs. Cele mai bune vloguri pe care le-am făcut în viața asta au fost vloguri care au fost scriptate cuvânt cu cuvânt, foarte atent pregătite, foarte bine scrise, foarte bine planificate. Și eu fac asta uneori, iar alteori stau și îmi pun doar gândurile cap la cap și le zic freestyle, dacă nu este vreun clip prea complex, iar la montaj, ori după ce public materialul, îmi dau seama că am uitat să zic unele lucruri. Și e păcat, nu? Aici râzi liniuță, aici râzi ha-ha-ha, iar după fi mai nervos. Cum e la fel de păcat să scurgă salivă pe tastatură, la ce ignorantești, când ne zici oamenilor care citesc de pe prompter că ce proști sunt, că doar atâta pot să citească de pe un prompter, de parcă nu-și citesc tot gândurile lor și informațiilor donate frumos. Culmea, se găsesc și la Zaiafet în comentarii. Ce prost e Zaiafet că nu reține zeci și sute de pagini să vorbească ore în șir despre niște subiecte, zicând din memorie totul, nu? Trecem la următorul capitol, producție video. Producție video. Echipament audio-video. În prima parte a clipului se mizează pe ideea că ar trebui să pui mai mult accent pe conținut decât pe calitatea tehnică și background, că ele în realitate nu contează atât de tare precum crezi tu că contează. Oamenilor pur și simplu nu le pasă de calitate. Corect, însă cu adăugare care tot de la el vine. Și deși v-am zis mai sus că ea nu contează atât de mult, totuși ele trebuie să fie la un nivel ok, luminile, sunetul, camerele. Dacă nu te vezi și nu te auzi bine, degeaba faci tot ce faci. Am tot văzut oameni pe YouTube care stăteau foarte bine la partea calitate audio-video, însă aveau ceva ce eu numesc deficit de conținut care să stârnească interesul. Și probabil se întrebau oamenii că de ce nu trec de pragul de câteva sute de views? Uite, fix de aia. După recomandă în funcție de buget aparatura de filmat. Ar fi prea de tot să vă și arăt ce aparatură recomandă, că voi n-ați plătit bani ca mine ca să auziți recomandările astea, deci n-ar fi drăguț din partea mea să vi le arăt, să dau totul din casă. Ce pot să zic ca amator e că nu pare rele deloc, deși recomandarea entry level la unei camere este de 2500 de lei. Cred că ar fi putut totuși să coboare și mai jos, găsești camere decente pentru un începător și în range-ul de 1000-1000 și ceva de lei. În schimb, deși nu vreau să vă arăt recomandarea, că n-ar fi drăguț, pot să vă recomand la rândul meu camera cu care să începeți. Măcar atât. Eu, de exemplu, folosesc de câțiva ani de zile la recomandarea lui Marius, biciclistul din traficul bucureștean, un Sony RX100 de primă generație, pe care o să schimb lunile astea cu o cameră mult mai potentă. În ultimul an, când am filmat videoclipuri, aveți pe ecran niște exemple, am stors și ultima formă de calitate din ea. Dacă urmărești niște clipuri video și înveți să te joci cu setările, scoți calitate la care nu te aștepta că o poți scoate dintr-o cameră de genul. Eu am dat 2000 și ceva de lei când am cumpărat-o, acum o mai găsiți pe Amazon la 322 de dolari, plus transportul, ajungeți la vreo 1700 de lei. Ceea ce nu e rău deloc. Ori o găsiți second hand pe la 900 de lei, deși nu m-aș arunca să recomand să faceți asta. E o cameră care se oferă o satisfacție bunicică o perioadă de timp, până mai învățați un alta. Ori puteți opta pentru a doua generație, care costă tot pe la 2500 de lei de nouă și e cam la fel de potentă ca recomandarea entry level a lui Selly. Ori dacă nu vă băgați membele inferioare nea de treabă, vă cumpărați niște chinezării de lumină la 200 de lei și filmați cu telefonul pentru început. Simplu! Nu neapărat să începeți cu o cameră, deși este inevitabilă achiziția în timp. Oricum, ideea este că, după cum spunea și Selly înainte, este cel mai important mesajul pe care îl transmiți prin videoul tău și naturalețea pe care o arăți publicului. Adică fix opusul acestui tip, care recomandă, trecând peste asta pe mai departe, microfoanele cu care să începeți în funcție de buget. După cum știm cu toții, partea audio e mai importantă decât cea video, drept dovadă faptul că acum nici nu mă filmez.
n-am chef, stau picior peste picior, în pantalonii mei scurți, singura mea pereche de pantalon scurți că sunt sărac, și sorb din cana mea de ceai, fără să-mi bată luminile în ochi și voi să-mi vedeți mutra mea mediocră. Acum, iarăși, nu e drăguț să vă arăt recomandările din curs, dar pot să vă zic că sunt bune. Așa că o să vă recomand eu la rândul meu niște microfoane la prețul ok cu care să vă faceți treaba. Avantaje precum sunet foarte bun la un buget decent. Recomandarea mea e să nu vă scârciți aici, dar nici să nu băgați mâna prea adânc în buzunar. Eu, în momentul de față, am un AT2020 pe USB. Iar cu mici editori, zic că sună destul de plăcut. Sigur, nu gâdilă sunetul scos din microfonul ăsta papilele auditive ale experților, dar nici nu e ăsta scopul meu. Îl găsiți acum chiar și la 665 de lei la prietenii de la Zido Shop. Nu suntem prieteni, nici măcar nu ne cunoaștem. Nu mi-au dat bani să zic asta, dar vă zic de ei pentru că de aici l-am luat eu și au printre cele mai accesibile prețuri. Și sunt băieți de treabă. Dacă și așa, țineți pentru început să nu aruncați atâția bani, puteți începe și cu Superlux E205U, care e sub 200 de lei. Orică o lavalieră, am folosit-o prin videoclipuri și pe care o recomand, Rode Smart Love Plus, care costă 280 de lei. Chiar nu simt nevoia să schimb neapărat microfonul și la valiera prea curând. Scot calitatea de care simt că am nevoie, mai ales după procesare, care e și ea foarte importantă, așa că e cazul să învățați cum să vă editați sunetul. Ca o concluzie, nu-i deloc rău ce am auzit în partea asta de echipament audio-video. Informații bune, mai ales pentru un începător, comprimate în 20 de minuțele. Echipamentul hardware. Aici începe prin a emana idei despre ce programe de editare folosește și cât de multe resurse consumă fiecare în parte, de la editare video, la editare foto, pentru miniaturi. Așa că asta înseamnă că ai nevoie de o capacitate de stocare și de o capacitate de procesare destul de mare. Apoi zice ce configurație să ai pe un PC de buget ca să duci task-urile necesare la bun sfârșit. Spre exemplu, un PC bun de până în 5.000 de lei ca să fie pentru toate buzunarele. Nu vă trebuie un PC de 5.000 de lei ca să vă faceți treaba cu brio. De buget nu înseamnă doar 5.000 de lei sau pe acolo. De exemplu, am un PC de 3.000 de lei din 2019 pe care am mai pus doar 8 GB de RAM suplimentari. Chiar nu e vorba de bani când permit PC-uri cu mult mai scumpe, dar îmi fac treaba fără probleme și pe ăsta, fără să simt nevoia de un upgrade. E nenecesar să vă aruncați mai sus de atât dacă nu e cazul. Dacă treaba scârție, evident, faceți upgrade-ul. La fel cum zicea să vă apucați de la 5-6 ani de YouTube, la fel vă zic eu că puteți să vă apucați și să faceți chestii bune, chiar și de pe un PC mai ieftin de atât. Acum, eu înțeleg ce vrea să zică și să sublinieze el, dar pentru început n-aveți nevoie de un PC de 5.000 de lei. Chiar aș fi curios cum s-a gândit și el la oportunitățile unui copil de 5-6 ani, căruia i-a recomandat să se apuce de YouTube, să strângă 2.500 de lei minim pentru o cameră de filmat, încă câteva sute de lei pentru microfon, încă vreo 5.000 de lei pentru un PC, vorba lui de buget, iar lista continuă. Cu ce continuă? Cu monitor, SSD-uri externe, cum? Dacă la PC nu am fost neapărat de acord cu el, la partea cu monitoarele îi dau dreptate. Aveți nevoie de un monitor capabil, nu vă caliciți aici. Editarea video. Aici nu s-au zis prea multe, pentru că următoarele lecții din acest capitol sunt mai pe larg despre cum să editezi în Premiere Pro și în Photoshop. Sunt doar câteva minuțele în care vrea să-ți întrească ideea că cu cât editezi mai mult, cu atât o să te plice mai bine la asta, iar treaba va merge de la sine, adică zice evidentul. Wow, și că trebuie să-ți alegi bine muzica de fundal. La lista lucrurilor necesare pentru o carieră în vlogging ar fi bine să mai adaugi încă ceva. Un abonament de muzică copyright free sau stock, cum se mai numește ea. E important să ai un abonament de genul ăsta și nu te costă o avere, ca să ai și cu ce să aplici sfaturile pe care ți le-am dat mai sus, nu? Acum, YouTube vine în întâmpinarea creatorilor de conținut și oferă ei gratuit o librărie audio în YouTube Studio, pe care o poți folosi lejer, fără frică. Dar e posibil să te plictisești de ea. Așa că îți recomand să-ți faci un abonament pe bune. Eu folosesc, spre exemplu, Epidemic. Iar aici recomandă un serviciu. Chestia e că de ceva timp nu prea ai cum să te mai plictisești de muzica din biblioteca audio YouTube, cum zice Selly. Dacă acum ceva ani nu prea găseai ceva folosibil, acum treaba stă altfel. Dacă nu ești ultimul mofturos, se încarcă constant în bibliotecă tot felul de muzică gratuită, iar dacă stai să cauți o oră, două, o să te alegi cu o paletă destul de vastă de muzică de fundal plăcubilă, depus într-o mulțime de situații. Dar cursul ăsta a fost notat acum un an și ceva, doi, iar treaba stătea altfel pe atunci cu biblioteca audio YouTube. Curs Adobe Premiere Pro. Deci astăzi vă învăț cum să editați în Premiere Pro. Și ne-am învățat. Sincer, chiar mi-a plăcut cum a integrat chestiile elementare și nu numai în 30 de minute. Sigur, găsești o mulțime de tutoriale gratuite pe YouTube, dar nu știu câte găsiți atât de îndesate și parasimplificate. Afli chestii pe care poate că nu le știai, chiar și ca editor care se află în tranzit spre mai avansat. Deci, la partea asta, pot să zic doar felicitări!
Gang! Bravo, mă! Thumbnails și grafică. Pe scurt, trebuie să faceți fețe înainte sau după ce filmați. Multe, ca să aveți de unde să o alegeți pe cea mai bună. Asta a fost un motiv de dezabonare pentru mine pentru destul de multe canale, pentru că exagerau cu fețele astea care se imită emoții prefabricate din miniaturi. Dar ăsta sunt eu și gusturile mele. Adevărul este că poate pentru a avea un public mai larg, ca să aveți succes cu videoclipurile, e bine să faceți și fețe exagerate ca să intrigați oamenii cu stările pe care le transmiteți din respectivele miniaturi. Chestia pe care trebuie să o audă creatorii de conținut mai des, subliniată și în lecția asta, este că miniatura, indiferent de dispozitiv, va apărea micuță pe ecran. De-aia vreau să întrebi și eu mai tare ideea că în Photoshop sau în ce vă creați thumbnail-urile, nu vă sfii să alegeți o mărime a fontului cât mai mare, de 80, de 100, chiar și 120, și să faceți personajele sau obiectele cât mai mari. În Photoshop, da, vă apar imense, dar când vă postați clipul, vor fi în miniatură. Și păcat, când văd clipuri cu miniaturi de pe care nu se înțelege textul și nu te fac prea tare să dai click pe ele. Curs Adobe Photoshop. În cursul ăsta am avut chiar și eu, care le știu pe toate, ceva de învățat. Selly m-a învățat cum să mă decupez simplu și eficient în Photoshop. Serios, aparent de ceva vreme puteam să decupez persoane din cadru prin Object Selection Tool, destul de simplu, nu o să trebuiască să selectez eu individual persoanele. Până să văd asta în cursul vocalistului principal al fostei trupe Five Gang, foloseam site-ul remove.bg. Și trecând peste faza cu decupatul, mă tot uitam la lecție și credeam că o să-i scape ceva esențial, și anume cum să blurezi fundalul. Dar nu i-a scăpat, mai pe sfârșit a zis și cum să faci asta. A zis practic tot ce e esențial pentru a face miniaturile, cu exemple cu tot, în doar 18 minute. Nimic de reproșat aici. Cum funcționează YouTube? Reguli generale. Nu ai voie sub nicio formă să postezi sau să încurajezi escrocherii, gen scheme piramidare sau orice fel de formulă miraculoasă a îmbogățirii peste noapte. Cu asta ar trebui să rămâneți din lecția asta, că în rest discută despre, evident, ce scrie și în titlul lecției. Reguli generale. Adică da, e bine să le zică și el că nu știu cât stau să citească regulamentul platformei, dar nu știu să zici regulile într-un curs. Plus că e și boring și putea să o lălească mai puțin de 16 minute, să le comprime în 5 minute și trecea mai departe. O singură chestie vreau să punctez aici, care e mai mult teorie decât are și impresia. Că nu poți să folosești un site din ăla unde plătești o sumă de bani ca niște indieni să se uite la video-ul tău să genereze vizualizări. O să prindă algoritmul de treaba asta și îți va fi instant închis canalul. Mai spune-le asta celor probabil 90% din industria muzicală românească care își cumpără doldura vizualizări, iar canalele lor sunt bine mersi. Algoritmul YouTube. Aici explică cât de vast, de neînțeles și de dificil de fentat este algoritmul YouTube și cum funcționează trendingul. Nu zice rău. Prin urmare, videoclipul cu numărul cel mai ridicat de vizualizări într-o anumită zi poate să nu fie neapărat pe primul loc în tendințe dacă are vizualizări alea doar dintr-o anumită categorie de public. Adică dacă se uită la are doar oameni de 30 de ani, bărbați, să spun. Dar în schimb, un videoclip care are mai puține vizualizări, dar atrage o gamă mult mai largă de oameni, ăla s-ar putea să fie unul în trending. Cam asta e faza cu trendingul ăsta. Printre lucrurile care împing un clip în trending, precum a zis el, atrage o plajă mai mare și mai diferite de oameni, că de-aia vedeți clipuri cu 50.000 de vizualizări în trending, iar altele cu de 10 ori mai multe vizualizări nu intră, pentru că publicul nu e la fel de diversificat pe principiul a să-l pălăsă. Aș mai adăuga eu pe lângă că e important ca lumea să caute într-un timp relativ scurt cât mai des titlul clipului. Ca de exemplu, luăm documentarul Marele Alb, apărut cu multe luni după ce a scos Selly cursul. Lumea, categoric l-a căutat, algoritmul a văzut că o plajă vastă de oameni caută asta și petrece mai mult timp pe acel proiect, deci automat interesată, așa că l-a împins și mai mult în față, asta fiind o consecință de a fi propulsat pe locul 1 în trending. Deci, printre factorii enunțați de Selly, precum plaja diversificată de oameni și altele pe care le regăsiți în curs, aș adăuga eu și căutările pe platformă. Nu în ultimul rând, cel mai util sfat din această lecție este să nu vă culcați pe ureche când dați de niște succes virtual, că e păcat. Dacă ai muncit luni bune și n-ai avut succes, dar bam, deodată se viralizează un video de la tine, ăla nu e momentul să zici gata, boss, iau o pauză că gata, am muncit mult, gata, am reușit. Nu! Capitalizați atenția și Selly se pricepe de minune la asta. De la scandalul cu Goganii și până la treaba cu televiziunile. Dacă e cineva care să vă zică asta, cu siguranță e el. Eu, în schimb, am fost fix opusul.
Când am dat bumul cu distrecurile, acum aproape 5 ani, n-am făcut asta. N-am postat după cu lunile. Dar în cele din urmă, n-a fost o decizie atât de rea decât pentru prezentul de atunci. În ultimii 2 ani și ceva mi-am schimbat cu mult conținutul. Majoritatea abonaților atrași prin sketch-uri, scurtmetraje, farse la telefon și distrecuri pe care le făceam prin 2015, 2016, 2017 și chiar și 2018 au plecat și pleacă treptat și le fac loc altora, unui public mai matur și nu doar ca vârstă. De aia, de exemplu, eu cresc mult mai greu în abonați. Doar în ultimele 3 luni s-au abonat 12.000 de oameni, dar și s-au ridicat din peluza virtuală aproape 4.000 și au plecat, dar nu înainte ca unii dintre ei să lase și niște carne în frigiderele de la intrare. Monetizare și copyright. Întrebarea de deschidere pe care de multe ori auzi ca YouTuber, dar câți bani faci? Pentru că lumea se așteaptă să se facă mai mulți bani din treaba asta, strict din monetizarea YouTube, decât se câștigă în realitate. Sunt mulți factori la mijloc, îi enumeră și Selly, ar fi fost culmea să nu enumere, nu? De la tipul publicului, la reclamele afișate publicului, ceva bine de înțeles din startul locului, dinainte să te apuci de asta. Hai să vă zic ceva, businessul Selly este un conglomerat. Selly ca business ar fi rezistat cu greu la nivelul actual doar cu monetizarea din YouTube ca să-l s-a devenit. Ca lifestyle, nici nu mai zic. Dă și un exemplu cu un clip de-a lui de câteva milioane de vizualizări, unde se vede că s-a depus destul de multă muncă, clip care a produs câteva sute de euro. Repet, astea sunt vizualizări făcute de o audiență diversificată, atât din urmăritorii mei, dar și oameni din afara sferei ăsteia. Au văzut mulți adulți, acel target care e mai matur și care are o putere de cumpărare mai mare, așa cum vă explicam mai devreme. Și totuși... Câteva. Păi de banii aia, dacă îți plătești editorul și pui la calcul și cheltuielile de realizare, rămâi cu banii de apă plată pe 2 săptămâni. În România, un creator de conținut nu se poate întreține doar din banii din AdSense. Cu mici excepții și unele chiar surprinzătoare. Văzusem recent la Silvio Fire că se uita la clipul unui tip care își cumpără pământ virtual și postează foarte, foarte des pe YouTube, că tipul respectiv a arătat că scoate la 1 milion de vizualizări 3.000 și ceva de euro. Omul respectiv are un RPM de 4,37 euro. Adică eu n-am mai văzut așa ceva în România. Credeam că e un mit, camileurile. Gândiți-vă că are un RPM de mai bine de 10 ori mai mare decât cel al lui Selly. Sunt mai mulți factori la mijloc, printre care și cel mai important fiind ăla care un conținut nișat, ceea ce duce la mai puține vizualizări, dar la un venit mai consistent, mult mai consistent. Adică eu nu credeam că există cineva care are încasarea asta. Acum când ne-a arătat-o, oare surprinzător de mare tipul ăsta care își cumpără pământ virtual, nu credeți? Pe mai departe mai vorbește despre praguri de plată, cum să ajungi la ele și alte informații tehnice legate de monetizare, iar în a doua parte a lecției vorbește despre copyright și zice chestii pe care chiar ar trebui să le auziți și asimilați. Există o bază de date a YouTube-ului care se numește Content ID, în care deținătorii de drepturi de autor pot să încarce conținutul lor acolo și să urmărească încărcările de drepturi de autor. De obicei, brand-urile mari, casele de discuri, studiouri și chiar și cursul ăsta lui Selly. În momentul ăsta, când am urcat clipul pe YouTube, înainte ca voi să-l vedeți, acesta e blocat de Content ID în toată lumea, când el apar fragmente din curs, iar pe mai departe s-a ocupat Selly ca să fie deblocat și să poată fi postat, altfel n-ar fi fost posibil. Deci ar trebui să aveți mare grijă ce conținut includeți prin clipurile de pe YouTube, că puteți da claimuri și să salutați banii din monetizare când se duc în conturile deținătorilor de drepturi, adică în general la casele de discuri, puteți să vă luați strike-uri, cum mi-am luat și eu acum 6 ani când foloseam pe fundal o melodie de a lui Drake, ori se poate să vă treziți cu materialul blocat înainte sau chiar și după zile de la postarea acestuia, pentru că ați inclus material protejat. Luați exemplu și acest pufulete, o cunoștință care face reacții la piese, căruia i-a fost blocat în videoclip după niște zile de la încărcare, nu instant, de către Content ID. Deși în multe cazuri e fair use, dar Content ID-ul nu ține cont de asta și de sentimentele tale. Iar YouTube-ul cam scârțe la capitolul ăsta. Trebuie să poți discuții interminabile cu ei, să le explici. E complicat. Designul canalului tău. Aici livrează ce te-ai aștepta, cu exemple de așa da și așa nu pentru poza de avatar și de banner, cum să le editezi ca să dea mai bine pe canal, cum să sortezi playlist-urile și cum să le faci vizibile pe cont, apoi trece la miniaturi, tag-uri și toate detaliile mai mult sau mai puțin necesare pentru clipurile care urmează a fi postate, chestii tehnice despre care nu prea ai ce să comentezi. Te ia frumos de mânuță și te explică ca la grădiniță că... publicului. Și fie vorba între noi, cu siguranță au cumpărat cursuri și copii de grădiniță, ori oameni cu un intelect similar. Și e bine să le explici așa, ca să nu apară după cu cine știe ce nemulțumiri. Pentru mine e evident plictisitoare lecția asta, că am trecut prin pașii ăștia prin 2015, dar pentru un începător, în mare parte, e utilă. Deși e și mult common sense și dacă nu ești copil de grădiniță, ori un om cu un intelect similar, te prinzi și tu ce și cum în multe cazuri.
Analytics și YouTube Studio. Prima parte a lecției e mai mult cancan. Cancan dorit de mulți dintre cei care au cumpărat cursul, pentru că Selly își arată statisticile canalului, câte vizualizări face, câți abonați, deși astea le-ați vedea și pe Social Blade gratis. În schimb, ce nu poți vedea acolo, decât niște estimări oposite, este câți bani face Selly. Cât a făcut în ultima lună, dar în ultimele luni. Vă zic eu, mult, dar și puțin. Mult în sensul că sunt bani mulți, totuși puțin pentru numărul ăla de vizualizări. Dar se înțelege de ce. Asta se întâmplă când accesi pe un public impresionabil de copii. Însă chiar și în cancanismul ăsta incipient mai te învață chestii utile. Uite, una de exemplu pe care am aflat-o, că nu am umblat prea mult la butoanele astea, este că putem să schimbăm titlul tuturor videoclipurilor, să adăugăm o inserție în titlul la început. Fiecare titlu acum să fie Selly, două puncte și, nu, n-ar fi o idee bună, dar vă dau un exemplu. Selly, două puncte și titlul inițial care era. Foarte util și te scutește de timp, dacă vrei să modifici titlurile, descrierile și așa mai departe la mai multe clipuri simultan. Chiar nu știam, serios vorbesc, că și na, e bine de știut. Deci, felicitări! Bravo! După continuă și te plimbă de mânuță prin tot studio YouTube, îți arată ce face aia și cealaltă, îți arată cum i-a crescut canalul și vai ce mare e, își arată echipa și permisiunile ei, cât și altele. N-a fost rău, dar putea să rezume lecția la jumătate din cât durează, 25 de minute, fără să se fi pierdut vreun detaliu important despre care a discutat. Iarăși, nu-s prea multe de zis, pentru că, mă repet pentru atâta oară, sunt chestii tehnice. Nu e ca și cum a zis ceva eronat, ci doar pot să mă plâng de lălială și poate ușor de cancanism. Și uite așa, am terminat și capitolul cum funcționează YouTube și trecem la al patrulea capitol. Primele 90 de zile ca vlogger. Primul tău vlog. Salut, eu sunt Costin și bine v-am găsit la un nou vlog. S-a făcut seară. A sosit timpul să purtăm o discuție mai apropiată, cu muzică melodramatică pe fundal. O discuție mai intimă, aș putea zice, că doar e prima oară când o faci, când te pui în fața unei camere și filmezi primul tău vlog. Iar Selly are niște sfaturi pentru tine, cel mai bun fiind din primele secunde, ca să nu mai pierdem vremea. În primul tău vlog ar trebui pur și simplu să fii tu însuți. După, continuă zicându-ți că de data asta, cum să vă zic eu vouă, mărimea nu contează. Contează să-l ai pe buze și să nu ți se îmbârlige limba când îl spui. Adică să ai un nickname cât mai ușor de reținut. Ca de exemplu, Gami, Dia și chiar și Selly, deși Selly e undeva la limita penibilului. E ok, dar e acolo la limită. Nu e perfect, dar își face treaba. Dar chiar și așa, până și Selly a recunoscut că, cum spuneam, al meu nu e perfect, dar funcționează. Plus, poți să reușești chiar și dacă ai un nickname mai lung. Aș adăuga eu aici exemple precum Bucharest Bike Traffic, Creative Monkeys și Some Ordinary Gamers. Deși uneori o parte din public folosește acronime când vorbește despre ei, BBT, CM, SOG. Dar fonetic vorbind, e bun sfatul lui Selly. Acum, trecând de la nickname la primul tău vlog. Trebuie să alegi locul din casa ta cu cea mai bună lumină. Acum, caută să te filmezi pe timp de zi. Iar lista de sfaturi încărcată cu lucruri foarte bune de știut. Și mi-a plăcut că a și zis că de multe ori când filmează vreun videoclip, trage mai multe duble decât v-ați aștepta. Pentru că te încurci, te și lumea trebuie să audă asta, pentru că e o șansă să te ții în nașpa când vorbești singur în fața unei camere și pare că nu-ți găsești cuvintele, ori le pocești în ultimul hal, de un videoclip de 10 minute urcat pe YouTube, ție ți-a luat probabil o oră doar la filmare. Nu ești singurul, cu toții facem asta, e mai mult efort depus și mai greu decât pare. Perfect, e natural, nu te panica, nu te bloca, încearcă din nou, păstrează-ți concentrarea și calmul. Asta este printre lecțiile mele favorite de până acum din curs, că dă cu lejeritate sfaturi foarte utile, care te ajută nu doar tehnic vorbind, cât și psihic. Să te aștepți la momente jenante când nu crezi la un clip și să știi că la final totul e posibil să iasă cum ar trebui să iasă, deși o să depui mai mult efort decât te aștepți. Iar dacă nu, să fii autocritic și să știi ce să nu postezi. Nu ți-a ieșit din prima? Reîncearcă. Crezi că subiectul abordat îți trage imaginea de creator de conținut în jos? Renunță la idee, ca și atunci când nu ai suficient material strâns încât să postezi un clip de care să fii mulțumit. Adică chiar și eu am renunțat la mai lucra la unele materiale, ori la a le mai posta, pentru că simțeam că nu îmi fac cinste, ori că sunt incomplete și nu am reușit să strâng informațiile, ori argumentele necesare. Se întâmplă, se întâmplă. Poate fi frustrant când stai zile să lucrezi la ceva și într-un final să conștientizezi că, ce să vezi, nu ai reușit să creezi un proiect cum te-ai fi așteptat. Aia e, treci mai departe. Nu trebuie să fii prea mult timp dezamăgit. Marea majoritate a proiectelor vor fi cum te aștepți că vor fi, ori chiar mult mai bune. Singura chestie cu care nu sunt de acord e că asta cu prânzul, cu postatul la prânz, e că beneficiezi de cel mai bun segment de audiență, adică cel mai bun segment de număr, ca un număr de oameni care sunt pe YouTube. De ce mă postez dimineața, crezând că mai sunt, nu știu, 12
10 ore până seara, ore în care să se tot uite publicul la ce postezi. Oamenii sunt la job, la școală, la facultate, ori au alte lucruri mai bune de făcut și nu sunt atâția cât te aștepta să-ți urmărească conținut în jurul acelor ore decât în weekend. Dacă tu postezi dimineața sau la prânz până seara când publicul este foarte activ, clipul tău va fi îngropat de alte probabil 10 de clipuri postate în fila de abonamente, că mindset-ul ăsta cu postatul și lasă-mă care timp publicul să se uite este anulat din start. Că lumea este abonată la 10 sau chiar la sute de canale, nu doar la tine. Și se va uita cum mai crede la tine, indiferent când postezi clipul, chiar și dimineața sau la ora 13, doar dacă este ceva foarte bun, excepțional. Recorder type content. Lospa type content. Una e când primezi notificare că ai postat la ora 13, când sunt ocupați cu școala, facultate, job și nu se pot uita, iar până seara probabil uită, ori își pierd interesul. Alta e când primezi notificare la ora 20, când sunt acasă și sunt dornici să consume conținut. Mai bine faci 10.000 de vizionări de la 7 seara la 8 seara, decât să faci, nu știu, 15.000 de vizionări de la ora 13 la 8 seara. Algoritmul vede că în ora aia, de la 7 la 8 seara, dacă postezi, mai mulți oameni se au uitat la clip. Așa că șansele de băgare recomandate cresc considerabil. Iar la polul opus, sunt șanse să ți îngroape clipul dacă nu e atât de multă activitate de la oră la oră, na, fiind postat dimineața sau după amiaza, asta în detrimentul altora. Cel puțin din câte am observat eu, uitându-mă în anii ăștia pe YouTube, iar statisticile astea îmi susțin teoria. Cum să abordezi hate-ul? Cum zicea un înțelept, numai că afectează. Și le are un punct de vedere diferit față de al meu când vine vorba de hate. El consideră că nu e bine să ștergi comentariile în care niște anonimi de pe internet te înjură, pentru că te înjură, deci s-a făcut engagement. Acum punctul meu de vedere e diferit. E dreptul lor să fie proști, cum la fel e dreptul meu să nu îi vreau prin jurul meu. Atât de simplu. Să fie proști prin alte secțiuni de comentarii. Citesc de multe ori comentariile în întregime de la un clip ăsta de mine. E feedback, poți să ai o părere similară cu a mea, poți să nu, poți să mă critici, poți să mă lauzi, poți să scrii chiar și primul ca să te arate oamenii prin comentarii cu degetul că uite-l pe ăla care probabil în realitate linge clanțele de la uși înainte de a le deschide, că îi se pare hasliu cum îi alunecă palma pe saliva proaspăt lăsată pe clanță când trage de ea în jos. Dar când ești robitoc prin comentarii, e posibil să recidivezi, să vii și să tot revii prin comentarii ca să-ți vergi frustrarea. Nici măcar nu le șterg comentariile ăstora, le dau pur și simplu ban, caz în care le apar doar lor comentariile lăsate. Eu nu pot să le văd, alții nu pot să le vadă, îi las să-și încălzească tastatura de pe mană. Have a nice one. E bine să accepti feedback-ul, fie că-ți convine sau nu, dar când deja unul o dă în off topic și te înjură și altele și caută scandal prin comentarii, e clar că ți-ai disipi energia în van cu el. Dai bloc, crede-mă că nu-ți afectează potențialul de reach al clipului cu nimic, mai ales cum lasă și el impresia. Dar asta atâta timp cât nu exagerezi cu asta, că dacă din 100 de comentarii dai, nu știu, bana 30, se va simți, zic eu. Că cred că dă mai bine o secțiune de comentarii puțin mai restrânsă, puțin mai restrânsă, în care să nu se bage atâta și să nu se scoată atâta. Apropiații tăi trebuie să fie alături de tine chiar și când ai gafat și ești inamicul public numărul 1. Iarăși, e o linie subțire aici, apropiații trebuie să fie alături de tine, nu se te susțină. Vreau să înțelegeți asta, că nu știu neapărat la ce s-a referit Selly aici și vreau să clarific treaba. Uite, să vă dau un exemplu. Acum câțiva ani pe YouTube, o vulpe roșcovană, irelevantă și cu un intelect de babuin, s-a frustrat și criticat pe mulți vloggeri că de ce nu i-au sărit în apărare, că el e în atenția publicului și lumea îi bate obrazul și dă expus cu niște inepții debitate pe mai multe live-uri, arătând ce caracter josnic are și ce mentalitate de om al peștrii posedă. Fiind puțin mai capabil intelectual decât clanțele linse de cei care lasă comentarii cu primul, e evident că inteligența îl înșela mai tare decât cine era capabil să înțeleagă că un prieten sau o cunoștință nu trebuie să-ți ia apărarea și să te susțină în acele momente, ci trebuie să te tragă de mânecă frumos și să încerce să-ți explice că e eronat ce faci, să te pună pe drumul cel bun. E bine să știi că atunci când sunteți inamicul public numărul 1, cum a zis Selly, inamicul public numărul 1, prietenii trebuie să vă fie alături, dar nu cu susținere, ci cu un tras de mânecă și cu explicații, arătându-vă că poate-ți greșit. Hai să remediem asta, nu să punem paie pe foc, că e păcat. Mai ales când ești ultimul dobitoc. În rest, continuă lecția cu idei bune și o încheie cu ceva la care să vă gândiți destul de bine dacă vrei să porniți sau să continuați pe drumul ăsta. Dacă te afectează foarte mult ce zic alții despre tine, dacă te simți anxios când citești comentarii sau când îți dai search la propriul nume pe Google, poate jobul ăsta pur și simplu nu e pentru tine. Ce fel de vlogger vrei să fii?
Pe mai departe, îți explică nișele, cu tot cu implicații, avantaje și dezavantaje. Dar totuși, cel mai important element, indiferent de nișa de conținut pe care ți-o alegi, va fi mereu personalitatea ta. În contrast cu alte lecții, aici autorul a fost scurt și la subiect. Scoas din context, vă las și cu alt sfat. Apropo, mare atenție cu cornurile cu șampanie. Deci dacă mâncați corn cu șampanie, e posibil să o iasă la alcool test în trafic. Vorbesc serios. Cum să-ți vină idei? Zice că e ok să rămâi în pană de idei, așa că atunci când ai inspirație, fă-te cuvântul ăla care începe cu P. Prankster. Apelează la ceva ce numește șabloane, iar eu numesc chestii clișeice regizate până la refuz și penibile. Când spun șabloane, mă refer la, spre exemplu, uite, fac tot ce vor prietenii mei pentru 24 de ore. Ăsta e un șablon. Fă-i o farsă unui prieten sau un vlog cu prietenii tăi, un challenge, ceva. Selly e cunoscut pentru prank-uri și challenge-uri regizate și penibile. De la prietenii mei terminați, mi-au distrus Mercedes-ul, la am petrecut 24 de ore în pădure, era să murim, și până la schimb de carduri cu Dorian Popa, mi-am luat Rolex de 15.000 de euro. Deseori e evident că sunt fake origizate, iar despre altele, dacă na, nu e evident, se aude imediat că sunt. Pentru că nu doar minciuna, ci și bârfa are picioare scurte. Înțelege Selly la ce mă refer aici. Acum, astea nu-i fac cinste lui Selly. Și niciunui five gangster din gașca lui. Pentru că nu sunt naturale, sunt penibile și cu greu de urmărit dacă n-ai vârsta cuprins între perioada aia când abia îți dau ochii ca copil, știți voi cum e și la pisici, și până în 8 ani. La altele se pricepe mai bine, dar ăsta e un segment în care s-a aruncat alături de amicii lui, de dragul vizionărilor, știind că au un public impresionabil de copii impresionabili, ei, adică și el și prietenii, fiind incapabili de a livra. Și să nu mă înțelegeți greșit, sunt oameni care fac farse pe platformă și o fac bine. Uite, de exemplu, eu am dat de un tip de câteva luni de zile, Mari Nițel, și cu excepția câtorva farse care sunt exagerate și pun viața altora în joc, chiar e destul de amuzant ce face el. De ce Mari Nițel e amuzant când face farse, iar și el și restul five gangsterilor nu? Pentru că Nițel are carismă, naturalețe și umor în sensul ăsta, iar și el și prietenii n-au nici măcar Nițel din toate astea. Simplu, cum nici eu nu cred că aș avea dacă aș face prank-uri. Nu e domeniul meu și nici nu m-aș pricepe dacă aș face. La fel, nu i-aș îndemna pe alții să facă farse și challenge-uri în lipsă de idei. E piața supra-saturată de conținut pe reel de genul și doar câțiva livrează. Șansele ca și tu să livrezi sunt în defavoarea ta. În pane de idei, mai bine încearcă să-ți strangulezi mintea până îți vine ceva idee care nu e obosită de orice minte de vlogger. Ceva mai special, mai diferit, care să te scoată în evidență și să te pună pe hartă, vorba aia. Eu, de exemplu, am făcut chestii diferite pe platformă. Seria despre CCR rece, hoți cibernetici, în care demasc înșelătorile și separi și arăt tot procesul, scursuri, serie din care face parte și acest episod, și urmează alte serii și mai și. Încearcă, în pana aia de idei, să gândești totuși ceva diferit. Nu a tot făcut, nu prank-uri, nu mai faceți prank-uri, oameni buni. Dacă nu, îmi recomand ce a recomandat el pe lângă toate astea, ultima recomandare a lui. Sau dă-ți cu părerea despre un subiect dacă ești genul care iubește să dezbată. Mai bine faceți asta decât să faceți prank-uri. Mai bine comentați-le. Arătați că sunt mincinoase, râdeți de clipuri în sine, cât și de ăștia care le fac, că nu au conștiință de sine, acolo unde e cazul. Minunați-vă și încercați să aduceți aportul vostru la material. Lucrurile astea sunt determinate de tine, pentru că succesul variază doar în funcție de personalitatea ta. Cum să faci clickbait? Pe atât de mult te învață cum să faci clickbait, pe atât de mult se contrazice. Îți zice că... În schimb, ei aleg să folosească titluri extreme care pun accentul pe highlight-ul zilei respective. Da, Dorian a operat pe cheluțul. Apare poate doar un minut situația respectivă. Dar este acolo în clip. Adică nu există să nu existe deloc și să o pună în titlu. Deci pune în titlu cea mai interesantă chestie care se întâmplă în videoclip. Trebuie să se regăsească neapărat în conținutul materialului postat ce spui tu în titlu. Iar la două minuțele distanță zice asta. La videoclipul meu am picat bacul. Clipul ăla cu titlul ăsta a fost lansat fix în ziua rezultatelor de la BAC. Eu am ales acest titlu pentru că toată lumea se gândea, toți aveau un gând acolo în colțul minții. Bă, cum ar fi mă să pice Selly BAC-ul? Cum ar fi mă să pice Selly BAC-ul? Și cum s-au afișat rezultatele la BAC? Bam, am postat titlu, am picat BAC-ul. Și de fapt când dai click, eu îți explic din primele 15 secunde. Bă, eu n-am picat BAC-ul. Deci să nu faci clickbait murdar, că e urât, să pui în titlu ceva care totuși se întâmplă în clip. Dar hai că merge și să pui în titlu ceva care nu s-a întâmplat. Adică cum ar fi fost să pun titlul acestui clip pe care îl vedeți voi acum? Selly mi-a dat țeapă de 10.000 de euro, în paranteză mi-a furat și husa de la telefon, se iemne exclamării. Și în primele 15 secunde să vă zic, bă, de fapt nu mi-a dat țeapă și nu mi-a furat husa de la telefon. La naiba nici n-am husă, dar hai să vă vorbesc despre cursul lui, dacă tot ați intrat pe clip, că este interesant, zic eu. Titlu șochează și după click, videoclipul îți arată un twist pozitiv. Asta e marea șmecherie. Nu,
Nu e, e doar clickbait murdar. Și cu siguranță puteai să le eviți și să vii cu un titlu mai creativ care să coincidă cu ce se întâmplă în clip. Adică puteai chiar și să formulezi drept întrebare clipul, am picat bacul, un semnul întrebării te-ar fi scutit de clickbaitul ăsta murdar. Că tu nu afirmi că ai picat bacul, ci o să răspunzi cu ezitații din titlu. Că nu l-ai picat. Și hai să vorbim puțin, dacă toți suntem aici, despre el și despre sistemul de învățământ. Tocmai ce am zis eu acum, am putea zice cu adevărat că... Asta e șmecheria. Puterea colaborării. Aici explică pe scurt ceva ce eu numesc sindromul X-Lader. Că e bine să faci colaborări, dar să nu exagerezi, pentru că... În scenariul ăsta, oamenii vor ajunge să se uite la conținutul tău pentru alții și nu pentru tine. La un moment dat, vei fi dependent de colaborarea cu... E Rafael, de exemplu. Oamenii s-au obișnuit cu el prin clipurile tale, așa că ești nevoit să tot colaborezi, pentru că altfel nu prea se mai uită lumea. Și și în cazul ăsta, s-a cam săturat că faceți aceeași chestii, iar și iar, plictisiți și obosiți până la refuz. Pe mai departe, drăguț că îți recomandă să faci colaborări cu oamenii care merită, să nu te arunci să faci cu oricine, adică fix opusul a ce a făcut el până acum pe platformă. Și pe mai departe, te învață niște mici trucuri, care zic eu că nu ar fi trebuit să intre neapărat în lecția asta numită puterea colaborării, și anume să atragi views prin alți vloggeri. De exemplu, zice că un vlogger cunoscut de prin afară și-a pus la vânzare o canapea și... Un youtuber mic, apărut de nicăieri, cu câteva mii de abonați, a licitat pentru canapeaua aia și canapeaua a ajuns la el. Numai că youtuberul ăla mic nu avea câteva mii de abonați, ci 100 și ceva de mii de abonați dinainte să o cumpere. Ideea nu e rea deloc, doar exemplu este ușor eronat. Că după cum zice și Shelly, tipul a capitalizat atenție și a făcut o serie de clipuri cu acea canapea, într-un final distrugând-o și scotând foarte multe foloase din acest lucru. Ultimele două lecții din acest capitol sunt prea scurte și redundante, ca să le mai comentez. Redundante ca un nou cuvânt inventat de Shelly. S-a gândit care ar fi mă pluralul la share. Shares. Dacă e să-l romanizăm la plural, cum ar suna? Share-uri. Luăm shares cu share-uri și iese... Am 45.000 de shares-uri pe Facebook. Cum să faci bani în industria asta? Peste capitolul ăsta o să trec repede, că nu sunt prea multe de adăugat ori de comentat. Vorba aia, totul până la bani. Întrebarea de azi este... Deci cum poți să faci totuși mai mulți bani decât poate AdSense-ul să-ți ofere momentan în România? Și zici începând ușor chestii pe care le știai deja, că sunt mai multe metode prin care să faci bani, membership, live-uri, merch, colaborări cu brand-uri și lista continuă, dându-ți și sfaturi în fiecare direcție. Că dacă e să faci merch, e bine să optezi pe regimul print on demand, că dacă vrei să faci și aia, să faci și cealaltă și să te gândești și la. Te învață cum să colaborezi cu brand-uri și v-am zis, nu sunt chestii de care să mă leg, zice bine, chestii de bun simț pe care ar fi bine să le știi, iar dacă e să mai adui ceva, că sigur vor fi în comentarii și oameni care vor zice că, dar de ce nu te luam mai tare de el? Poți să-mi iau de cum își mișcă și scoate limba afară din gură când vorbește. E inuman, fraților. Tone of voice, KPIs, brand values. Păi ce-a făcut, mă? Construirea unei cariere solide. Cum să rămâi constant? Construirea unei cariere solide. Capitolul ăsta este degeaba. Dacă cumpărați cursul, puteți chiar să îl săriți. Conține lecții foarte repetitive. În mare parte, lecțiile astea conțin chestii spuse și până acum în capitolele precedente din curs. Singura lecție nu atât de plafonată în idei repetitive este cum să rămâi constant. Și cu ea terminăm cursul lui Shelly, planul standard. Cum să rămâi constant? Începem cu un exercițiu de imaginație foarte util. Când stai pe canapea și ți se pare că editatul unui vlog e efectiv ultimul lucru pe care vrea să-l faci, când toată lumea e pe afară, când n-ai chef de nimic, atunci amintește-ți că tu ești propriul tău șef și că dacă tu nu te mobilizezi, nimeni altcineva nu o să o facă. Dacă ați citit cartea Idiot Frog a lui Brian Tracy, știți ce cuvânt o să vă zic acum, că nu mai puteai cu el, peste tot îl trântea în carte. Tergiversare. Încercați să nu tergiversați, adică să amânați lucrurile, pentru că să vă creați un obicei din acest fapt care se va transforma în pedici puse tot vouă. Și nu vreți asta. Cum dădea și el exemplu. Ai editat un clip și ți se pare cel mai greu lucru de făcut pe ziua respectivă și nu ai chef? Păi ce să vezi? Trebuie să-ți miști fundul la treabă, să începi cu el. Lasă tot ce ai de făcut și pune-te la muncă. Mai puțin dacă te uiți la clipul ăsta la meu, atunci poți să mai am un puțin. Acum să nu las asta drept a fi neapărat, indiferent de situație. Sunt și excepții în care poate că nu te simți bine. Poate ai fost supraproductiv în ultima perioadă, moment în care trebuie să încetinești puțin lucrurile și să te mai și bucuri de rezultate. Zic eu, cât despre Shelly, zice bine ce zice, că trebuie să postați constant. Cât de constant depinde de tipul și calitatea conținutului postat.
Cât și faptul că ar trebui să aveți ceva ce eu numesc conținut de urgență. Nu l-a descris, dar o să fac eu o scurtă descriere. E acel conținut care nu are legătură cu vreo știre sau ceva de interes într-o anumită perioadă, ca de exemplu, luați o pauză acum, nevoit sau pentru că lucrați la un clip mai lung, ca în cazul de față, trebuie să postați ceva, că poate nu vă permiteți o lună de zile de inactivitate pe YouTube. Trebuie să aveți 2-3 clipuri pregătite. Însă clipurile alea trebuie să prezinte interes oricând, și acum și peste un an. Nu poți pregăti un clip despre garsoniera de 11 metri pătrați, adică au sărit hienele pe subiect și n-a mai rămas bucățică de relevanță nemâncată din el de vreo cât? De vreo lună și ceva. N-ai cum să pregătești un clip pe tema aia și să-l folosești ca backup content pentru zilele în care treaba se mișcă mai greu. În schimb, poți pregăti un clip despre ceva care nu e atât de efemer, precum un clip în care povestești nu știu ce experiență sau întâmplare, un clip în care faci recenzii la niște cărți, deși nu e chiar atât de mare cererea pe YouTube, a zice, un clip despre filme sau seriale, când ești tu ceva. Ce mi se pare totuși interesant este că acum câțiva ani de zile știu că și el zicea că nu se mai poate, că trebuie să postezi pe YouTube de minim 2 ori pe săptămână, iar între timp a ajuns să zică că... Eu, de exemplu, postez cam o dată pe săptămână. Uneori mai frecvent, alteori mai trec o săptămână și 3 zile până la următorul material. Însă nu uitați, graba strică treaba. Până și eu fac asta. Am 3 milioane de abonați și dacă anunț că lansez la 8, dar nu sunt complet mulțumit, îl finisez până mi se pare mie top și îl pun la 8.45. Aia e, mai bine mai așteptăm puțin pentru ceva mai bun. Foarte bine spus. Aș mai adăuga eu să vă uitați și reuitați peste ce ați muncit, ca să nu scăpați greșeli în produsul final. Ar trebui să facă ceva mult mai amplu ca să... Planul premium. Momentele cheie. Cum să nu o dai în bară? Promit că vor urma doar sfaturi utile și super aplicate, care sper că vă vor ajuta să faceți din vlogging cea mai tare carieră. Dacă e să sintetizezi ideile principale de aici, ar fi să fiți atenți la ce cuvinte spuneți pe gură, mai ales în situațiile stresante, ca atunci când îți iei așa zisul hate și să te uiți peste numerele pe care le faci. A pus bine problema și o să vă zic și eu altfel, în felul meu, dându-vă un exemplu pe care poate l-ați mai auzit și voi, cum la rândul meu l-am auzit acum ceva ani. E ceva ce în psihologie se numește sindromul broaștii fierte. E o vorbă cum că un savant prin secolul IX a aruncat o broască într-un vas cu apă fiartă. Broasca a simțit evident faptul că apa e fiartă și și-a strâns toată energia și toată puterea și a sărit din vas. A reușit să sară din el. Același savant a pus o altă broască într-un bol cu apă rece, care se încălzea treptat și foarte încet până apa a ajuns să fiarbă, iar respectiva broască s-a obișnuit cu temperatura treptat, corpul ei folosind energia pentru a se adapta la noile condiții, fără ca ea să-și dea prea tare seama, fapt care a trimis-o pe lumea cealaltă, pentru că atunci când apa a început să fiarbă prea tare, simțitor chiar și pentru broască, a fost prea târziu. Broasca era destul de extenuată, încât energia și puterea rămasă nu au fost suficiente pentru o ajuta să sară din vas. Acum locuiți broasca cu un vlogger, iar apa din ce în ce mai fiartă, cu irelevanța din ce în ce mai accentuată. E posibil să cazi în obscuritatea irelevanței din serin, deși improbabil, pentru că în irelevanță cazi treptat. Is not okay. Cât despre acel așa zis hate? Am zis deja că mai bine nu răspunzi, dar dacă o faci, ai grijă la tot. La alegerea cuvintelor, la argumentare, la motivație. Că dacă nu ai grijă și lași emoțiile tare să răspundă și să vorbească numele tău... O să ajungi și ca Simeon Tomiță, Mojo, Now You Know. Irelevanți. Ai dat-o în bară. Ce e de făcut? Guys, voi știți cât de greu mie e? Voi știți cât de mult muncesc și oamenii când mă jură, oamenii ăștia răi și... Sfatul e să nu faci asta când o dai în bară. Zice că să-ți ceri pe bune scuze, nu să te plângi nenecesar, să expui situația în caz că a fost interpretată greșit de o parte din public, iar alt sfat, cel mai important, este ăsta. Uite ce zice top comentul ăsta la sfaturi de cum să-ți ceri scuze pe YouTube. E un comentariu foarte, foarte bun pe care l-am văzut la un video. Așa e cum zice el. Exact așa, fără dacă, parcă, stați așa să vedeți. Exact. Fix așa, urmați sfatul din comentariul acesta de pe ecran și nu veți da greș când vreți să vă cereți scuze. Numai că au uitat băieții la montaj să pună cea mai importantă parte pe ecran. Comentariul cu sfatul. Thank you, Shelly Team, very cool. În fine, trecând peste asta, mai el niște sfaturi pe lângă acel comentariu de care s-a bucurat doar el, despre cum să gestionezi situația. Pot să scurtez eu acest sfat într-un singur cuvânt. Umil. Fii umil. Fii umil când discuți, mai ales pe un subiect mai delicat. Cum să te menții în top? Cum să le răspunzi oamenilor care te provoacă? Pe scurt, nu le răspunzi. Decât dacă au mai mulți abonați decât tine. Ce, tu să ai 3 milioane de abonați, iar altul cu 100 de mii să facă ceva clip despre tine, iar tu să răspunzi?
Nu, pentru că îi oferi atenție. Eu sunt Selly, da, am 3 milioane de abonați. Dacă pe mine mă atacă un alt YouTuber cu o comunitate de 100 de mii de abonați, cum să-i răspund eu lui? Asta zice Selly. Acum, care este chestia? Parțial, chiar îi dau dreptate. Dacă se zic inepții puierile despre tine, iar clipul respectiv nu prinde cine știe ce tracțiune, treci peste. În schimb, dacă se zic chestii care întrec măsura și știi că sunt chestii false și vezi că din ce în ce mai mulți oameni pun botul, cred totuși că ar fi cazul să răspunzi și să ștergi cu individul ăla pe jos. I-am răspuns unor oameni cu 1000 de abonați la o, adică de la Marian Iacob la cu Andreea și Răzvan, ajunge la azilul de nebuni garantat. Și asta mai mult din distracție. Nu mi-e teamă să le crezi canalele și să le ofer atenție, atâta timp cât m-am mus pe seama lor și a inepților debitate împreună cu comunitatea mea. Cum nu mi-a fost teamă să-l fac pe Mojo să dispară de pe platformă și să-i dezintegrez și ultima formă de demnitate în fața publicului lui, pentru că am trecut măsura cu mine și cu alte lucruri. Aveam mult mai puțini abonați, dar astea nu înseamnă că nu trebuie să răspund. Sau voi să nu răspundeți, decât dacă am mulți abonați. No. Deci trebuie să fie un echilibru în ce zice Selly din punctul meu de vedere. În continuare mai de el niște sfaturi, printre care unele de care mulți ne țin cont, să judece și să zică ce au de spus la rece și să creeze un răspuns argumentat, nu un atac vag atunci când observă că pe internet s-au făcut niște afirmații despre ei, să se explice pe înțelesul tuturor. Direcția asta nu mă plâng, ba chiar o consider foarte utilă. Acum, poate vouă nu vi se pare din ce v-am zis până acum, dar nici nu ar fi corect să înșir prea multe din toate lecțiile, nu? Sfaturi scurte pentru cariere lungi. Încearcă să nu mulci prea tare o idee. Încearcă să nu te împarți în prea multe direcții. Încearcă să fii la început în competiție cu tine. Încearcă să... Am scurtat eu sfaturile și mai mult, că mi se par în mare parte clișeice, ceea ce înseamnă că au valoare mediocre, excluse prin vreo două dintre ele, printre care și cel de a privi în ansamblu ca nu cumva să te subevaluezi atunci când vin companiile să colaborați, ceea ce este o mare problemă în România. V-am mai dat exemple în ultimii ani, foarte mulți trag piața în jos pentru că se vând pe bani de biscuiți. Se gândesc că orice bani în plus e un ban în plus, nu? Neștiind că sunt sclăvăgiți de unele companii. Adică eu m-am uimit când au venit companiile să le promovezi și când le refuzam prețurile, îmi ziceau cu nonșalanță că de ce? Că X și Y au acceptat sumele respective pentru a le promova, eu de ce să nu accept? Da, se întâmplă, rar ce e drept, ca uneori să ți se zică sumele acceptate de alții, dacă e vreo companie mai neserioasă, ori dacă nu afli și tu că se duce vorba. Ce n-a zis Selly aici și mi-ar fi plăcut să zică, e faptul că înainte să zici o sumă, uite-te peste cifrele tale, gândește-te cât ai muncit pentru a ajunge în punctul ăsta. Tu, pentru a face promovarea respectivă, nu stai 30 de secunde să o faci. Ca să ți se ceară să o faci, tu a trebuit să muncești probabil ani de zile să ajungi în punctul ăsta și de a avea publicul ăsta. Deci nu trebuie să te gândești la răsplată ca și cum ai primi-o pentru 30 de secunde de muncă. Că dacă nu munceai anii ăia, nu ți s-ar fi pus pe masă această oportunitate. Punct. Și da, unele companii nu aleg să colaborați dacă le zici un preț corect, care balta pește și sunt destui pișcotare pe platformă, dar sunt unele serioase care acceptă. Și prin sfaturile mele, unii au ajuns să nu se mai vândă pe pișcoturi și au venit și mi-au mulțumit că acum câștigă substanțial mai mult. Deci, se poate, nu vă mai vindeți pe pișcoturi. În schimb, ce nu se poate, e o idee de-a lui Selly din această lecție, care aș zice eu că nu am bătrânit prea bine. Hai să vă dau un exemplu mai bine. La emisiunea mea, la Selly Show, care, apropo, sper că vă uitați la Selly Show, da? Sper că rupeți acolo pe Prima TV Selly Show, da? Că trebuie să facem noi niște cote de audiență acolo, frumos, elegant. De aici înainte, totul e posibil. Imaginea, cel mai mare asset al tău. Imaginea unei persoane publice este averea ei cea mai de preț. Motorul principal în tot ce vei construi vreodată va fi imaginea ta. Ultima lecție și am încheiat cursul lui Selly, pentru că următoarea lecție, ultima practic, este de fapt un Q&A, care mi se pare un bonus la capitolul ăsta bonus. Chiar credeți că o să stau și o să disec și comentez un Q&A? Lecția asta cu imaginea e cum e, n-are o încărcătură prea mare. Știți vorba aia, e greu să ajungi în top, dar e și mai greu să te menții acolo la nivelul ăla? E, ajunsul la în top, e ajunsul la o imagine cât mai însemnată și plăcută, de pe urma căreia să capitalizezi, să tragi foloase și să încerci cu ajutorul ei să faci lucruri bune, ca și ar fi drăguț. Cam asta zice Selly, dar în mult mai multe cuvinte. With great power come great responsibility. La fel ca și alte lecții din acest curs, ia ei să-ți readucă aminte anumite lucruri și să le sublinieze mai tare, să-ți redecineze și mai tare disciplină.
tu știi în mare parte lucrurile astea, chiar și ca nou vice pe YouTube. Știi că imaginea e ceea ce contează. Știi că e primordial în a avea o carieră de succes, să ai prosperitate și să ajuți și pe alții. Acum haide să tragem linie. Am ajuns la final. Am terminat Academia de Vlogging. Shelly, câteva cuvinte de încheiere. Vă super pup și vă mulțumesc foarte mult pentru timp, răbdare și încredere și vă întorc înapoi toată încrederea mea în voi. Și eu te pup, Shelly, pe obraz, cum e frumos. Iar acum lasă-mă să preiau eu legătura. Cursul a fost destul de stufos, cum s-ar zice. A durat 8 ore și a costat 200 de lei. Sunt cam dezamăgit de planul ăsta bonus, sincer să fiu. Poate credeam eu că are un potențial mai mare și o să găsesc ceva rarism în el, cine știe. Deci nu cred că aceste lecții bonus vă vor transforma într-un expert al online-ului. Nu sunt neapărat nașpa lecțiile, dar nu e nimic extraordinar, cum se intuia. Adică, cred că putea să concretizezi ideile bune, esențialul din acest plan bonus, în vreo două lecții care cumulau 20 de minute, pe care să le includă în planul standard. Ar fi fost mai drăguț din partea lui. Acum să mă raportez la întreg cursul. 200 de lei pentru 8 ore nu e mult. Să ne amintim că am dat totuși 400 de lei pe 2 ore sau ceva de genul în primul clip din serie pentru cursul altcuiva. Iar informațiile alea nu au fost nici măcar pe aproape la fel de utile. Din potrivă, au fost de nota 2, dacă vă reamintiți. În schimb, Academia de Vlogging a lui Shelly este per total mediocră spre bunicică pentru mine. Mi-a pierdut și vremea de pomană, are de la pagina la capitolul conștiență elementară pe aici pe acolo, nu rezonez cu unele lucruri spuse de el și cred că ar trebui să te ferești de ele. Am reauzit chestii pe care le știam deja, are destul de mult cam un sens, dar am și învățat, printre altele, lucruri noi și utile care îmi vor fi de folos. Însă, țin să vă reamintesc că Academia de Vlogging nu este pentru mine, care fac conținut din 2015 pe aici. Este pentru persoane la început de drum, persoane care vor să se apuce de YouTube, ori care s-au apucat relativ destul de recent. Trecând peste cele câteva sfaturi nu tocmai bune și privind din perspectiva asta, cursul lui Shelly pentru astfel de oameni este bun. Nu e senzațional, în niciun caz nu e de nota 10. Cert e că acest curs este multe lucruri, dar cu siguranță nu este inutil. Este un curs de nota 8. Hai să nu fim curcotași, chit că unora dintre voi Shelly vă e simpatică starea de după beție, nu este un curs rău. Deci, dacă vrei să te apuci de YouTube, ori dacă te-ai apucat recent, poți să încerci cursul ăsta, dar cumpără doar planul standard, cel la 149 de lei. Felicitări! Bravo!